schimbă modul în care pui banii în mișcare. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să răspundem la noi întrebări adresate de telespectatorii noștri pe adresa bim@digi24.ro referitoare la investiții pentru independență financiară. Alexandra, o telespectatoare Banii Mișcare, ne-a întrebat cum să gestioneze riscul de investiții la maturitatea portofoliului, adică ce să facă dacă piețele de capital sunt în scădere exact atunci când are nevoie de bani. O întrebare foarte pertinentă. Spre exemplu, investim alocația lunară a copilului în indicele bursieri timp de 18 ani, ne dublăm sau poate chiar ne triplăm aceste economii și când copilul ajunge la majorat și vrem să-l sprijinim pentru studiile universitare, există riscul ca exact atunci piețele de capital să fie foarte volatile. Ce facem? Am explicat deja că cea mai bună strategie este rebalansarea graduală a portofoliului. În prima jumătate de timp, acțiunile sunt majoritare și pe măsură ce te apropii de scadență, ponderea obligațiunilor crește gradual până la 100%. Dacă nu vrei să faci tu această recalibrare singur, este mult mai simplu să investești lunar în fonduri mutuale care au această strategie de țintire a unui orizont de timp fix. Aceste fonduri de investiții poartă denumirea de Target Date Funds, o să le denumesc în cele ce urmează TDF, acronimul prescurtarea, primul astfel de fond fiind lansat în 1994 de către Wells Fargo și Barclays Global Investors. Numărul clienților care dețin TDF-uri pentru economisirea pe termen lung a crescut semnificativ în ultimii ani în SUA, de la 19% în 2006 până la 56% în 2018, conform unui studiu publicat de către EBRI-ECI, care include informații de la peste 27 de milioane de participanți în Statele Unite ale Americii. Or fi mai proști americanii? Eu nu cred. Investitorii care au investit în fonduri TDF au performanță istorică mai bună decât ceilalți care nu au făcut acest lucru, cu undeva la 2,3% pe an, ceea ce conduce la un activ cu peste 50% mai mare datorită efectului de compunere la vârsta pe care o ai atunci când atingi orizontul țintă. Sunt o metodă de economisire setare și, practic, uiți mai departe, extrem de simplu de folosit aceste TDF-uri. Ține minte cele trei condiții ale investițiilor financiare eficiente. Orizont pe termen lung, diversificare și investiții periodice. Ei bine, TDF-urile rezolvă primele două condiții. Tu nu trebuie decât să te preocupi de economii și subscrieri lunare în fondurile mutuale, care se pot face printr-un simplu click lunar. Fondurile TDF, care au practic un orizont de timp prestabilit ca țintă, au o alocare dinamică a activelor. Fondul va avea un profil de risc-randament mai ridicat în primii ani, în prima jumătate, când orizontul investițional este îndepărtat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere crescută către acțiuni. Vedem în această perioadă acțiuni internaționale sau pe cele domestice în România. Pe măsură ce orizontul de timp până la țintă scade, fondul va crește alocarea către active cu profil de risc-randament redus, precum obligațiunile și instrumentele pieței monetare, care ne reduc riscul și cresc predictibilitatea. Obiectivul fondului este de a obține randamente favorabile pe termen lung, avem în special în prima jumătate acumulare și creștere de randament, și limitarea treptată a volatilității portofoliului pe măsură ce ne apropiem de orizontul țintă, crescând ponderea obligațiunilor către 100%. Cui se potrivesc aceste tipuri de fonduri? Practic, oricui care gândește pe termen lung, știe foarte clar ce vrea de la viață și are obiective financiare clare. Fie că vă vine spre educația copiilor sau o casă nouă pentru un orizont de 10-15 ani, sau că vorbim de o pensie liniștită peste 20-25 de ani sau independență financiară în viitor, pentru situații neprevăzute. Este o modalitate foarte bună de a investi alocația lunară a copilului, multiplicând banii de două, poate chiar trei ori în 20 de ani și securizând în același timp randamentul la vârsta majoratului.
Ca să ofer un alt exemplu în care se găsește un amic, de ce să cumpere acum o casă cu un credit de 150.000 de euro, plătește avans 50.000, deci prețul casei este 200.000, 30 de ani va rambursa dublu acest credit ipotecar, deci 300.000, având o rată lunară la bancă de 850 de euro. Când alternativ poate să economisească lunar această sumă de 850 de euro într-un fond de investiții TDF cu orizont prestabilit de 10 ani, economisește 100.000 de euro. În acești 10 ani, practic, banii se dublează cu randament mediu de 7%, ceea ce este foarte posibil pe scenariu moderat. Efortul în primul scenariu este de 300.000 plus avans 50 plătiți, în timp ce în al doilea scenariu este doar 100.000 economii totale. Într-adevăr, casa vine peste 10 ani, dar efortul este de 3 ori mai mic și ai timp liber să te ocupi de viață, familie, prieteni, hobby-uri și așa mai departe. Până atunci, rămâi în locuința în care stai, nu este o tragedie. Eu nu înțeleg un lucru în România. Luăm imediat credite pe 30 de ani, dar când vorbim despre o strategie de investiții pe 10 ani, lumea se sperie din cauza timpului foarte îndelungat. O să vorbim despre această percepție distorsionată a timpului în episodul următor. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Ai urmărit Banii în Mișcare, pentru ca alegerile tale financiare să îți facă bine. Emisiune sponsorizată de BCR, pentru o Românie inteligentă financiar.